Dragostea plutește în aer episoadele 25, 26 și 27. Șercan regretă că nu a avut încredere în Edea și încearcă să o convingă să se întoarcă la companie. A doua zi o caută acasă, dar le găsește doar pe prietenele ei. Ele îi spun că Edea este plecată și bineînțeles că nu vor să-i spună unde o găsește. Mai târziu, cu ajutorul lui Melec, Șercan o găsește pe Edea și o duce în casă la el, la munte, unde rămâne peste noapte. Până la urmă, Șercan reușește să o convingă pe Edea să lucreze cu el în continuare pentru a se răzbuna pe Can. Ea acceptă să lucreze cu el încă o zi. Șercan se bucură când află de la Seifi că mama lui a reușit să iasă din casă cu ajutorul Edei. La sfatul lui Ceren, Engin o invită pe Piri la casă la el la cină. Ceren îl ajută să pregătească mâncarea, dar când își dă seama că atracția dintre ei, Engin, se pierde și pleacă din casă pe motiv că trebuie să cumpere ceva de la supermarket, dar mai târziu le trimite la fiecare câte un mesaj și se scuză că nu poate ajunge la cină fiindcă are probleme familiare, iar cele două femei sunt nevoite să ia cina împreună. De fapt, Engin merge la Șercan și îi povestește ce a pățit și îi spune că este confuz, fiindcă nici măcar nu știe ce vrea. Șercan încearcă să îi scrie un e-mail Edei în care să își ceară scuze, dar Engin îl sfătuiește să își ceară scuze față în față, nici de cum, printr-un e-mail și să îi trimite un cadou scump. Șercan îi spune că Edei îi plac lucrurile modeste și decide să îi trimite flori. Șercan merge la Aifer, la florărie, și o roagă să îi lase să aleagă niște flori pentru a îi le trimite Edei. Aifer îi spune că ea pregătește buchete de flori pentru membrii familiei, dar îl va ajuta pe el să o facă. Șercan confecționează buchetul și îi scrie un bilet Edei în care își cere iertare de la ea. Edea se întoarce la serviciu și îi spune că va rămâne doar până se va finaliza contractul lor sau în cazul în care Șelin se va căsători cu Ferit. Atunci vor anula contractul și ea va putea pleca mai repede. Șercan îi spune... Îi pune inelul pe deget, în acel moment apar Selin și Ferit și îi anunță că au hotărât să se căsătorească într-o săptămână.